Mulțumesc. Declarația politică se numește Cabinetul Câțu, un guvern profund antisocial și antinațional. Stimate domnule președinte, domnule prim-ministru Vasile Florin Câțu, dragi români, reprezint în Parlamentul României Alianța pentru Unirea Românilor, un partid despre existența căruia, înainte de alegeri, auziseră doar 40% dintre români, dar pe care l-au votat 25% dintre aceștia. Singurul partid care ține cu românii și vrea binele României. Fac parte așadar din singurul partid parlamentar cu adevărat de opoziție, pentru că doar AUR s-a opus și se opune tuturor măsurilor antinaționale și antisociale pe care le luați. Dumneavoastră, după ce v-ați împrumutat cu sume colosale în anul 2020, pe când erați ministru de finanțe, profitând de situația de criză, îndatorând România pentru mai multe generații, dar de care pare să nu vă pese, sunteți guvernul care ați hotărât să vindeți și ultimele active importante pe care statul român le mai deține. Portul Constanța, Hidroelectrica, Checkbank, Tarom, Aeroportul Henri Coandă și alte companii de stat importante pe care doriți să le vindeți bucată cu bucată. Asta demonstrează incapacitatea dumneavoastră managerială și caracterul antinațional al guvernului pe care îl conduceți, domnule prim-ministru. De ura dumneavoastră nu scapă nici oamenii de rând din această țară, pentru că, în egală măsură, și pe ei doriți să-i vindeți sau măcar să-i spoliați de drepturi. Nu vă permitem, domnule Câțu, să vorbiți despre concedieri și tăieri de salarii și pensii într-o țară grav suferindă, care are tot mai mare nevoie de locuri de muncă pentru tineri și de respect pentru bătrânii care au clădit această țară pe care doriți să o vindeți. Ați promis în campanie electorală creșteri și nu tăieri și concedieri. Acum, după ce ați concediat mare parte din specialiștii din toate domeniile bugetare, în special din apărare, ordine publică, siguranță națională, vreți să scoateți din sistem și ultimii specialiști pe motivul real că nu vă susțin politica antinațională. După ce ați spus că vreți spitale, nu vă permitem să vorbiți de reducerea personalului medical și auxiliar pe motiv că nu ajung banii de salarii. Școlile le-ați ținut mai mult închise, iar acum vă deranjează și dascălii. Lăsați funcționarii în pace, domnule Câțu, fiindcă ei nu reprezintă nici 9% dintre bugetari, iar cetățeanul are nevoie de o administrație de calitate, performantă și stabilă, și nu de clientela pe care vreți să o aduceți în locul ultimilor funcționari de carieră. În situația în care nu veți lua în seamă acest semnal de alarmă, veți ști că vă asumați efectele unei politici care nu va salva România, ci o va distruge. Vă mulțumesc, Ringo de Muranu, deputat AUR de Dolj, președinte Comisia pentru Constituționalitate.